Din două legume și un fruct se face o băutură miraculoasă care poate face minuni împotriva unei boli fatale, cum este cancerul. Această băutură ar trebui să fie consumată de către toți românii. Băutura se face din sfeclă, morcov și mere. Conform Playtech.ro, mulți sunt reticenți când vine vorba de a consuma sfeclă roșie crudă sub formă de suc, însă acesta are proprietăți incredibile și este foarte benefic pentru organismul uman. Sucul de sfeclă roșie, combinat cu cel de mere și morcovi, este foarte benefic pentru organism la nivel energetic și nutritiv și datorită valențelor sale curative. S-ar putea spune că este o perfuzie de energie, enzime, substanțe, antioxidante și alți nutrienți din plante, direct în celule. Specialiștii recomandă ca sucul să fie făcut în casă proaspăt. Băutura este eficientă în păstrarea sănătății organelor, în special a celor responsabile cu detoxifierea, ficatul și rinichii. De asemenea, sucul de sfeclă, morcov și mere menține sănătatea inimii și a sistemului circulator, datorită carotenilor din sfeclă și morcovi. Coșurile acnee, petele maronii din jurul ochilor și durerile de cap sunt semnale că ficatul este sub presiunea toxinelor. Băutura care poate fi numită chiar magică menține sănătatea sistemului digestiv, protejează stomacul de ulcer și reduce riscul constipației datorită fibrelor din mere și sfeclă roșie. Nu în ultimul rând, sucul proaspăt de sfeclă, morcov și măr este un aliat pentru bolnavii de cancer.